Alin, iată campania organizată de FG Botoșan, prima zi de școală, campania umanitară, intră linie dreaptă până pe 15 august. Suporterii mai pot licita pentru tricourile favoriților. Ce părere ai? Este un interes imens. Cred că FC Botoșani a răspuns pozitiv de fiecare dată când a fost îngrenat într-o astfel de campanie, că a fost umanitar, că a fost pentru prima zi de școală, cum spuneți dumneavoastră. Ne bucurăm interesul că există un așa un interes mare pentru această campanie și pe această cale vreau să vin și eu în sprijinul acestor copii sau cine va beneficia de acest. Vreau să pun la dispoziție o colecție de fanioane. Nici dumneavoastră nu știați chestia asta. Colecția de fanioane care o am strânsă de ani de zile, toate echipele, la fiecare meci. Sper să liciteze și pentru ele, pentru acești copii. Mulțumim.